dimineața! Îmi dai un pupic? Ce frumusită ești! Și Claudița ce nervoasă e! Ea zice și Claudia bună dimineața, numai că ea zice așa pe un ton mai... E trează de la 5. De la 5 e trează. Eee! Am iubit-o, am drăgălit-o, i-am făcut de toate, dacă... Nu știu ce are. Stă așa, se liniștește un pic și urlă. Hai sus, ridică-te! 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 Tu ai mâncat, tu ai burta plină, trebuie să mâncăm și noi. Că e 10:30 ceasul. Tu, gasule. De ce te-ai trezit de la 5? Nu, că deci indiferent ce facem, și avea în brațe tot așa, se liniștește 3 secunde. Și după aia urlă că tot țin plămânii. De pur și simplu, trebuie să-și facă... Să-și consume energie. Să-și consume din energie, că a dormit prea mult azi noapte și... Că eu am pus laptele pe foc, l-am încălzit, să nu dea iar un foc. Am mai puțin. Deci bă, mi luase foarte nașpa lapte ars. Melissa, ce face tati acolo? Unde trebuie să se așeze Melissa? Acolo? Și chestia e frâna de mână sau ce e acolo? Ce vrei să faci, Melissa? Vrei să-ți desfac asta? Da. Poftim. Așa? Doar atât. Și cum te culci pe ea? Ea cum se aruncă Melissa pe Lili? O doare acum. Păi o doare, tati. Dar mai devreme te-ai pus frumos pe ea, ți-a plăcut. Cred că mai vine cineva. Vrei mandarina? Direct în guriță, mami. Am ieșit puțin să facem proba la bicicletă, dar a venit până aici cu ea. Am zis că fac mușchi, care s-am tot împins-o și aici nu mai vrea. Atât aia a fost. Bine, probabil unde nu știe nici să pedaleze, încă nu-i se pare foarte interesantă. Acasă era curioasă, dar... Mai vrei, mami, pe tricicletă? N-ai? Trebuie să-ți aranjezi pălăriuța, că ți s-a deranjat. Claudița e liniștită, dar n-a avut o zi foarte bună. A vomitat de foarte multe ori astăzi deja. Și nu prea mai are nimic în stomacel. Acoi dă Florin niște apă. Poate, poate, că-i rămâne în butica. Ce face acolo Melissa? Vrei să mergem pe acolo? Lizuca și Patrocle. Să nu lași aia acolo, că nu mai avem altă lesă. Și fără lesă nu putem să o scoatem pe Melissa din casă, pe Lily din casă. Măi, Melissa, unde ți-ai luat permisul tu? Nu mai vrei? N-ai, dar de ce nu mai vrei? Vrei să dea mami hanora cu cai mănuțele rei. Hai, bagă mâna aici. Să-mi bate un cuțit de mama. Să-i pus mâna pe Lily, să-i pui mâna pe... Ce cutițele, te suflă vântul? Claudia-ți-o suflă vântul și tot să... Ăla-i mărul. Vrei să-ți dau și ție? O să-ți dau și ție. Ce papă, Melissa, acolo? Îți place? Acolo are Melissa praz. E bun? Îmi dai mie? Papi tu tot? Papă. Am mâncat un castron de afine. Și acum mănâncă praz, că eu fac supă. E bun? Îi dai și lui tati? Du-te și du-i și lui tati. Fuga, fuga. Merge treaba, Melissa. Ce faci acolo? Cineva se rânjește aici? Tu, scândurică! Tu-i scândurică. Oh! Ridică-te de pe jos. Ridică-te de pe jos. Îți iau ceapa. Îți iau castroanele de acolo. Să-ți ia mami prazul? Pot să iau? Hai, dă-mi-le mie. Dă-mi mie toate castroanele. Atunci să nu te mai pui pe jos. Ai înțeles? Merge treaba? Și aici cine se rânjește? Cine se rânjește? O scândurică? O scândurică și o bananică? Tic, 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 tic. Tu, gasule. Melissa? Mai are mami boluri în dulap? Mai are mami boluri în dulap? Că văd că le-ai cam scos pe toate. Da. Ți-ți trebuie 5 ca să mănânci? Ai 3 fire de praz și-ți trebuie 5 boluri? Da? Mai sunt? Încă unul mai era, așa? Pune-l înapoi. Pune-l înapoi. Hai. Nu mai umbla acolo. Cine spală după aia vasele? Da. Ce mănânci tu? Și japonez mi-a fost în el. S-a făcut iar foarte târziu, dar se încarcă un vlog, ceea ce este un pas înainte. Claudița, ce face? În afară de faptul că ascultă muzică. Începe să asculte și mai plăcut muzică. Da, de să doarmă. Dar nu așa. Acum așa. Invers, ca să putem să... Da, bine, ai las-o așa cu dacă ai pus-o. Pe Florin l-a apucat să schimbe lenjeria la... Cât e ceasul? La... Hai mă, schimbă-te, mereu când mă uit la ceas mi-arată gradele și când mă interesează gradele mi-arată ceasul. E 11:15. Că au vrut să-mi fac o surpriză, că am zis eu că vreau să schimb mâine lenjeriile și... Mâine, păi, cum dormeam cu ciocolata în pat. Bine că am mâncat Melissa. Eucenie seara asta și-a lăsat numai ciocolată și firmituri, dar le dăseam la o parte. No, în fine, a dormit și Melissa, a trebuit să-i facem băiță, că aveam păr și ciorbă și ciocolată și de toate. Să merg și eu la duș și să ne băgăm la nani. Da. Vă mulțumim tare mult pentru vizionare, vă pupăm și să ne vedem sănătoși, sănătoase în filmulețul următor.